Astăzi, la Bălțați, a avut loc un accident dramatic. Șoferul unui autoturism care depășea o altă mașină în localitatea Bălțați a lovit 3 persoane, respectiv 2 fete în vârstă de 14 ani și o femeie de 38 de ani. Din informațiile polițiștilor, femeia este mama uneia dintre cele 2 fete. În urma impactului, una dintre fete a suferit leziuni mai grave, în sensul că a suferit o fractură la picior, iar celelalte 2 victime au suferit leziuni mai ușoare. Conform oamenilor legii, cele 3 persoane mergeau în mod regulamentar. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, anchetatorii stabilind că el nu a consumat băuturi alcoolice. În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă. În jurul orei 7, polițiștii au fost sesizați despre un accident care a avut loc pe raza comunei Bălțați. Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat faptul că șoferul unui auto, în timp ce s-ar fi aflat într-o depășire, ar fi acoșat 3 persoane. Este vorba despre 2 minore, una dintre ele fiind rănită grav, plus o femeie de 38 de ani. Din cele 3 persoane, celelalte 2 au fost rănite ușor. De pe cea este faptul că șoferul a fost testat alcoolemic, rezultatul fiind 0. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.